În Dolj sunt mulți candidați, dar puține posturi. 700 pentru 91 de locuri și bătaia mare pentru un post de educator. În județ nu există însă niciunul de titular. Și la limba română și la matematică e aceeași situație, așa că mulți sunt hotărâți să plece în alte județe. Nu a fost nici greu, nici ușor. Undeva la nivel mediu. Dezamăgirea este că cumva lupți pentru ceva ce nu există momentan, că nu există posturi titularizabile. Cât de greu e să te motivezi și să te pregătești, având în vedere că nu e niciun post titularizabil? Destul de greu, dar nu avem ce să facem. Trebuie să ne obișnuim. Vom repeta. 40 de posturi de profesori de muzică instrumentală sunt libere, dar nu le vrea nimeni. Se pare că nu sunt foarte mulți doritori care să învețe un instrument, să stăpânească instrumentul astfel încât să poată să predea. În județul Timiș sunt peste 5 pe loc. E cerere mare de educatoare și învățătoare și profesori de educație fizică. Pentru acestea a fost și cel mai mare interes. La ce materie? La titularizare învățători, pentru învățători. E mare concurență? Prindeți locul pe care vi-l doriți? Este concurență, dar cred că prind locul pe care mi-l doresc. Având în vedere și experiențele de anii trecut, m-au ajutat foarte mult în abordarea subiectelor. La ce disciplină? La geografie. Peste 1500 de profesori au susținut examenul de titularizare în județul Cluj. Candidații ar fi vrut să se pună mai mult accent pe proba practică. Examenul a fost destul de complex, cu multe teme de surprins, tot am scris. Deci din teorie, deci practică nu prea. Ministrul Educației e îngrijorat că sunt scoase la concurs prea puține posturi pentru română, matematică, chimie, geografie, istorie sau fizică și anunță schimbări de anul viitor. Am introdus această regulă nouă din 2023, titularizarea se va face pe orice post care depășește jumătate de normă. A fost redefinit postul didactic, dacă are peste jumătate de normă, pentru prima oară, niciodată n-a mai fost acest lucru. Iar al doilea lucru, viabilitatea unui post nu va mai fi certificată doar de școală, ci viza finală va fi dată de Direcția Județeană pentru Învățământ Preuniversitar. Pe 19 iulie se vor afișa primele rezultate. Un candidat are nevoie de cel puțin 7 la inspecția la clasă și la proba scrisă pentru un post de titular și de 5 pentru unul de suplinitor.